Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În august, peștii nu ar trebui să construiască castele în cer. Acum este important să întărești spatele, să ai grijă de sănătatea ta și să nu lași circumstanțele negative să te priveze de motivație și optimism. Energiile de foc agresive și disarmonice din luna august pot afecta negativ starea ta de spirit, eficiența, perspicacitatea afacerilor și bunăstarea reprezentanților sensibilei elementului apă. Ultima lună de vară favorizează odihna, timpul liber plăcut, treburile comune de familie. Ești cu adevărat dependentă de muncă. În august, vei primi multă energie și vei fi inspirată de frumos. Acum norocul zâmbește în multe cazuri. Este timpul să creezi și să planifici viitorul. Sfârșitul lunii va fi mai puțin productiv. Dacă plănuiești o alegere majoră, atunci este mai bine să aștepți până în toamnă. Începutul lunii va fi destul de plăcut și dinamic. Dragoste, nu controla ce se întâmplă în viața personală. Acum nu este în puterea ta să schimbi nimic. Ai încredere în soarta ta, va pune totul la locul lui. Indiferent cât de mult ai încercat să-ți recuperezi fosta relație, aceasta nu va duce la nimic. Există o mare probabilitate dacă îl capi pe aceeași greblă și de a te răni. Permite circumstanțelor să excludă oamenii neplăcuți din viața ta. Te așteaptă un viitor pozitiv, plăcut și noi relații romantice, care ar putea să înceapă în cea de-a treia decadă a lunii august. Luna aceasta există o mare amenințare care va atârna peste pești. Încearcă să nu ai încredere în oamenii necunoscuți, deoarece există riscul ca aceștia să vrea să profite de tine. Nu ar trebui să începi nicio romanță de vacanță, acestea vor fi periculoase și imprevizibile. Sănătatea. În august, este important ca peștii să nu se grăbească nicăieri. Încearcă să faci totul măsurat și treptat. Activitatea fizică serioasă poate provoca doar rău, așa că nu ar trebui să petreci multă timp în sală. Este mai bine să faci sesiuni scurte, dar regulate. De asemenea, astrele îți recomandă tratamente spa, masaj, înot, aromoterapie. Dacă ai planificat un fel de intervenție medicală, atunci este bine să o programezi după data de 20 august. Nu căuta boli care nu există. Alergarea excesivă în jurul medicilor îți va face mai mult rău decât bine. Încearcă să nu vizitezi locuri aglomerate, în special clinici și spitale. La sfârșitul lunii, riscul de a lua o boală infecțioasă va crește. Amintește-ți de echipamentul individual de protecție și folosește întotdeauna o mască și mănuși. În așteptarea toamnei începe o cură de vitamine. Banii. La începutul lunii, mediul de lucru poate părea tensionat și instabil pentru pești. Vei fi forțată să faci față problemelor altora și să elimini necazurile. Pot exista unele modificări la locul de muncă pentru care este posibil să nu fii pregătită. Este mai bine să planifici cele mai importante evenimente și întâlniri pentru a doua decadă a lunii. În această perioadă, îți va fi ușor să fii de acord și să găsești un limbaj comun cu partenerii. Luna august este bună pentru a obține profit suplimentar. Un bonus frumos neașteptat îți va umple portofelul după 20 august. Ferește-te de străinii care te pot atârî într-un proiect riscant, ești prea naivă. Chiar dacă ți este greu să refuzi pe cineva, găsește un motiv să o faci. Nu asculta sfaturile unor persoane necunoscute, ci ascultă vechii prieteni și rudele. Unul dintre ei îți va oferi sfaturi bune pentru cariera ta. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!